După ce legislația le-a pus bețe în roate edililor gorjeni, ordonanța 77 din 2013, care bloca angajările la primării, a fost declarată neconstituțională. În aceste condiții, primarii își pot completa numărul de locuri disponibile printr-un aviz dat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. De exemplu, la Bărbătești, primarul spune că an la rând a avut în subordine doar 8 oameni. Acum că legea permite, este hotărât să pună capăt programului prelungit și să aducă oameni noi. Nu știe însă cum va face cu salariul. Așteptăm să completăm organigrama pentru că e nevoie de calitatea funcționarului acolo. Altfel, acum le-am prin delegare de atribuții de la unul la altul. Nu o să scoatem toate deodată, o să scoatem cele prioritare, posturile unice, cum ar fi postul de contabil, postul de auditor, postul de muncitor în special, administratorul public. Cele astea 3-4 m-ar interesa în mod deosebit acum în prima fază. Deci sunteți condiționat. Dar... de bani. Condiționat, dar să văd cum le pot bugeta, pentru că nu le pot scoate chiar dacă se deblochează, până nu caut formula bugetară, să găsesc acoperirea salariului. Aceeași problemă o întâlnim și la Bengeș-Ciocadia. Și aici primarul are nevoie urgentă de 4 angajați, dar nu are banii pentru a le achita salariile. Este vorba despre muncitori calificați, despre în alimentări cu apă, parte hidraulică, operatorii hidraulici, deci aș avea nevoie de vreo 4 posturi, da. Dacă nu primesc banii, vă dați seama că eu sunt condiționată, dar vreo 2-3 luni de zile după aceea o să încep să încasez banii de la pe apă și după aceea eu o să fie autofinanțat, ceea ce cred că nu pot 100%, dar de primele 3 luni trebuie să-i plătesc, că nu am de unde, deci nu au de unde să ia ei banii. Reprezentanții prefecturii spun că posturile pot fi scoase la concurs fără a mai fi nevoie de deblocarea acestora prin intermediul prefecturii Gorj. Trebuie însă respectate anumite obligații. În prezent, primăriile pot să facă angajări dacă sunt îndeplinite următoarele condiții. Posturile vacante să fie prevăzute în organigramele respectivelor instituții publice, să fie bugetate, să se încadreze în numărul maxim de personal stabilit de instituția prefectului la începutul anului 2014, potrivit ordonanței 63/2010, și să obțină aviz de organizare a concursului de la ANFP, de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Nevoie de personal este în aproape toate primăriile din Gorj. Rămâne de văzut câte își vor putea completa numărul de locuri, având în vedere că anul acesta primarii s-au plâns în urma rectificării bugetare de sumele primite.